make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la episodul 20 din cariera noastră cu Steaua București. Suntem în campionat pe locul 6 și avem meci în deplasare cu Rapid. Echipa de pe locul 4, Rapid, este la 2 puncte în fața noastră și dacă o vom bate, poate o vom surclasa în clasament. Și începe meciul împotriva Rapidului, un derby mare cu Rapid, o echipă cu un spirit mare, echipă care aduce mulți fani la stadion. Acum este Vilalva cu o pasă la Hagi, avem spațiu pe flancul drept și încercăm să ne folosim, dar Cristi Tănase nu știe ce să facă cu balonul la picior. O să spui asta, Tănase, nu știe ce să facă cu balonul la picior. Schimbăm pe Chișnea cu Tănase, parcă se adaptează mai bine pe stânga Tănase decât pe dreapta. Hagi trage de la distanță, golasă de Anis Hagi! Hagi reușește să deschide scorul cu un șut superb care îl învinge pe portarul Rapidului. Anis Hagi reușește să marcheze, să le spulbere deja visele celor de la Rapid. Ce preluare a făcut acolo Chișnea, a pasat excelent lui Hagi, care a reușit să trimită excelent șut, excelent al lui Anis Hagi. Nu are foarte multe goluri Liga 1, a fost și accidentat o lună. De când a revenit a avut meciuri bune, a jucat bine Anis Hagi. Iată că în sfârșit reușește să marcheze și el, merita asta, parcă ne era nou dator. Acum Toșca cu o minge la Vilalva, Moves reușește să respingă balonul din fața lui Vilalva. Oriol centrează periculos, Joao Coimbra reușește să egaleze. Meciul se deschide, este foarte spectaculos și intrarea lui Oriol nu a putut fi luată de Aldea. Ce trecere a lui Hagi încă o dată luminește și pe Coimbra, Hagi! Însă n-a reușit să marcheze. Ce face Hagi? Se joacă cu jucătorii Rapidului. Are 5 stele skill moves. Poate face orice schemă vrea mușchiului. Mălâns centrează la a doua bară. Șule reușește să respingă. Și acum să vedem pe Checo Vilalva. De unul singur Vilalva se duce. Vilalva Bucaca reușește să-l oprească. Nu a reușit deloc să trecem acum cu Vilalva în acest match. Vom mai încerca, mai avem o repriză la dispoziție, scorul este 1-1, noi trebuie să obținem cele 3 puncte, trebuie să revenim cât de mult putem în clasament. Steaua a arătat în această jumătate de sezon că se poate reveni, chiar dacă a pierdut foarte multe puncte în clasament, așa poate pierde și Aldea, se vede că n-are experiență, trimite balonul în corner, așa poate pierde și Pandurii, cum a pierdut Steaua cele 13 puncte avans, dar sperăm să nu le recupereze, cum a făcut-o Steaua. Hagi reușește să respingă foarte bine, balonul a rămas în posesia noastră și încercăm un contraatac acum. Chișnea, Săpunaru l-a oprit pe Ricardo Chișnea. Acum Lucian Filip se duce și iată pe Vilalva, încearcă să se demarce, pasă foarte bună la Vilalva era în offside mic. Checo Vilalva a marcat, dar din păcate golul său nu s-a validat, intră Maier în locul lui Benson. Șule greșește acolo, Șule, nou litrat, Maier era cât pe ce să ne taxeze la primele atingeri de balon. Ar fi fost ceva foarte greu pentru noi. Scorul rămâne așa 1-1, să vedem acum pe Checo Vilalva, Filip. Filip se duce în centru, Filip caută pasa la Cristi Tănase 1-1 cu Mellens, Tănase, faultat în momentul șutului, fault la care se dă doar galben pentru Mellens, Rihairo Mellens, Moilens, doamne ce nume. Budescu acum, lovitura liberă a lui Budescu, foarte bună, Bornescu prinde în brațe, a bătut bine Budescu peste zid, puțin mai sus dacă dădea, Bornescu nu mai avea ce face, a fost un gol frumos asemănător cu finala, cu cel din finala Europa League. Acum Vilalva trece, Vilalva continuă, Ghețov reușește să scoată balonul, incredibil, să facem schimbările minune. L-am băgat pe Embolo, băgăm și pe Breveld, dar și pe Kipciu.
Să vedem dacă aceste schimbări vor da roade. Este minutul 67, mai avem timp, nu trebuie să disperăm. Este bine că am făcut, că am pregătit acum schimbările. Budescu, hai Budescu, Budescu pentru Filip. Filip la Kipciu, în careu, Kipciu, bară din nou, nu se poate, suntem blestemați. Bară din nou a lui Alex Kipciu. Iată raportul posesiei, 48 la 52, 52 la 48, rapid, are posesia doar cu 2% fața noastră. Asta e ceva, înseamnă că am jucat, am controlat bine și noi o parte din meci. Mădălin Marti a intrat în locul lui Ghecov, am reușit să scoatem foarte bine mingea prin Toșca. Și acum este Cristi Tănase, de carul nostru, Tănase îl lansează pe Embolo, care este destul de fresh, mai fresh decât jucătorii Rapidului, însă Joan Oriol reușește să-l oprească pe Embolo. Moilens, Jairo Moilens, acum Martin centrează periculos, Schule reușește să respingă foarte bine și contraatacul nostru este Filip pentru Kipciu, combinăm foarte frumos, Kipciu mai departe la Embolo, Embolo a fost lansat de Kipciu, Bel, Donald Embolo are forță, Embolo șutează, Bornescu reușește să respingă în corner. Embolo nu a reușit să-l învingă pe Bornescu, este minutul 90, mare emoții pentru echipa noastră, Kipciu centrează pentru Embolo, Săpunaru este acolo și respinge și Maier câștigă la cap. Bucaca, 5 minute de prelungire acordate, dar Rapidul iată că este în centrul nostru, în jumătatea noastră de teren și încearcă să țină acolo de balon, nu s-au înțeles Filip și Budescu, ce erori mari am făcut aici. Și acum Budescu cu ultima șansa noastră, Budescu pentru Breveld, Breveld o lansare la Embolo, nu se poate, balonul a fost respins și doar un punct luăm și cu Rapid, doar un punct și cu Rapid. Ianis Agi, omul meciului, el este cel care a marcat singurul nostru gol, meci pe terenul nostru împotriva lui Porto. Aldea ne mulțumește că a jucat și el. Să sperăm că și-a revenit Aihan, să ne uităm dacă poate juca și să-l băgăm în sfârșit și pe Embolo. Avem nevoie de victorie în Liga Campionilor. Da, Aihan chiar cere să joace. Bun, l-am băgat și pe Embolo și pe Kipciu să-i băgăm. A crescut 69 și Ianis Hagi. Asta este mulțumitor. Lași pe Villalba titular. Mai încercăm și cu viteza lui Villalba. Porto este ultima în această grupă. Și începe meciul, noi avem lovitura de start din Liga Campionilor. Nicardo Breveld, Breveld în forță, Breveld, gol! În deschiderea meciului, Nicardo Breveld reușește să trimită acest balon în plasă, 1-0 pentru echipa noastră. Iată trecere frumoasă a lui Breveld și șut cât se poate de frumos. Portarul este spectator, rămas fără șansă aici la șutul lui Nicardo Breveld. 1-0 pentru echipa noastră, avem nevoie de o victorie neapărat. Brahimi, foarte periculos, Brahimi centrează pentru Ghilas, Jose pentru Michel, ai de capul meu, s-a complicat în fața porții, dar au noroc aici, cum am lăsat aici locurile astea libere, iată cum am căzut, nu-mi dau seama cum a căzut pe jos Aihan. 1-1, au egalat cei de la Porto prin Jose și aceeași fază încercată de Breve, gol din nou! Breveld își încearcă norocul la ruleta rusească, wow, iată fanii noștri explodează la aceste torpile care sunt trimise de Nicardo Breveld. Ce șuturi incredibile goluri are lui Nicardo Breveld, o dublă a lui Surinamezului. Două goluri pentru Breveld în Liga Campionilor, primele sale două goluri în Liga Campionilor. Jucătorul care acum 4 ani juca în Liga a 4-a din România. Kipciu 1-1 cu Alexandru, trece foarte frumos Kipciu. Kipciu se pierde în fața lui Reyes, recuperează însă Kipciu, centrează bine, gol Villalba, 3-1, minutul 17. Deja 4 goluri s-au marcat până acum și le dăm o lecție de fotbal portughezilor. Kipciu a reușit să se lupte acolo și să paseze în fața porții lui Villalba, care l-a învins pe Ricardo, portarul lui Porto. Nu le vine să creadă portughezilor ce se întâmplă. Keiko Villalba reușește în sfârșit să marcheze și să aruncă din prima pe burtă.
Da, Daniel Checo Villalba, argentinianul, reușește să facă 3-1, ne desprinde la 2 goluri în fața lui Porto. Hector Herrera centrează la a doua bară, Teo recentrează, Brahimi, poarta este apărată de Cristi Bălgrădean, senzaționalul nostru portar. Bălgrădean reușește să devieze acest balon în bară, este corner pentru Porto. Jose centrează la prima bară, Schule reușește să respingă, acum Sandro pentru Maicon, încălcând la Herrera, Hector Herrera pentru Brahimi. Brahimi 3-1, nici nu vine să credă scorul de pe tabelă, dar am arătat că se poate. Ghilas pentru Brahimi, Toșca foarte bine a reușit să respingă acolo Alin Toșca. Budescu din păcate nu recuperează aici tot balonul, tot ahcâmul să spunem așa. Toșca însă reușește să recupereze, să-i paseze lui Villalba care s-a oprit de Reyes. Brevel pasă foarte mult la Villalba, iată-l în centru acolo pe Toșca. Toșca vine în centru, Toșca lasă balonul să sară, iar Ricardo Pereira reușește să îl oprească acolo pe Toșca. Brahimi centrează periculos, Giuseppe lângă poarta lui Bălgrădean. Au avut foarte, foarte multe ocazii, nu au reușit să marcheze, să mai vadă și adversarii noștri cum e să ratezi atât de mult, cum e să nu ai nici pic de noroc. Din nou au recuperat, sunt în careul nostru, Hector Herrera, Herrera însă ne face și ahmat. Lucrurile se complică pentru noi, trebuie cumva să ieșim din acest impas. Poate Brevelt, 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 nu a mai apucat să tragă surinamezul. Foarte bună recuperarea lui Steleanu Filip și acum un contraatac. Filip are viteză, este ținut acolo, este împins în tușă Filip de către Alexandro. Sandro, un meci bun făcut de el, eu așa l-am văzut, a ajutat și ofensiva, iar acum îl deposedează foarte ușor pe Filip. Să facem și noi schimbările, Embolo intră, Neagu, îl băgăm și pe Neagu, Yanis Hagi și atât, trei schimbări pregătite. Va juca și Neagu în Liga Campionilor, a mai jucat și la Oțelul Galați. Hector Herrera acum și nu se poate, greșeala lui Steleanu Filip. Trebuie să fim mai atenți în apărare, este Ghilas pentru Jose, trage în Schule și reușim să scoatem balonul cumva și să plecăm chiar și la un contraatac. Este Chișna, Ricardo Chișna, 1-1 cu Pereira, Chișna 1-1 cu Ricardo Pereira, Ricardo contra Ricardo, Ricardo Chișna centrează bine, balonul este respins de Reyes, Filip, bara lui Filip în brațele portarului Ricardo, s-a dus apoi balonul. Embolo pentru Yanis Hagi, Hagi la Embolo, lansare bună, Embolo, Embolo, ce ocazie, ce ocazie de a ne desprinde încă o dată la două goluri. Embolo a fost însă oprită de Ricardo, centrare acum respinsă de Reyes și este Toșca, Toșca, gol, splendid marcat de Toșca. Al doilea său gol în Liga Campionilor, nu știu ce se bucură, probabil e fan Porto, pentru că la Porto nu avea cum să joace. Alin Toșca, iată ce gol reușește să marcheze, un gol splendid, a pus excelent balonul, parcă cu mâna. Al doilea gol al lui Toșca în Liga Campionilor, jucătorii care marchează foarte... Jucători care au marcat, avem jucători care au mai mult de un gol în Liga Campionilor și iată că sunt și fundași unii dintre ei. Quintero pentru Abubakar, Vincent Abubakar a fost deposedat de Toșca, iar acum Hagi, Yanis Hagi, mai puternic Abubakar se vede asta decât jucătorul, decât Toșca cu Quintero, decât Hagi, scuzați-mă. Ricardo Pereira, Pereira pentru Teo, centrează Teo la Abubakar, scoate balonul în spate la Jose, minutul 84, Jose oprită pentru un moment, Aihan încearcă să-l oprească și plecă în Quintero, dar nu reușește, Jose, Jose pe lângă poarta lui Bălgrădean, pe lângă poarta lui Bălgrădean și mai scăpăm de emoții, pentru că mai puteam avea emoții dacă mă urcau în acest minut. Iată acum pe Chișna, Ricardo Chișna prinde balonul, Chișna îl ține posesia noastră, Chișna trece frumos, Chișna continuă, Chișna, Chișna, Maicon îl oprește acolo, dar avem corner, corner și suntem pe finalul meciului la poarta lui Porto. Să-l vedem acum pe Alin Toșca, el este aici, Toșca centrează la Filip, gol Filip, 5-2, 3 goluri diferență. O mamă de bătaie pe care le-o tragem portughezilor.
Filip, capitanul nostru, reușește să marcheze și el în minutul 90. Alin Toșca, gol și pasă de gol. O centrare bună, Filip, dintre doi adversari a reușit să trimită poarta lui Ricardo. 5-2, nu se mai poate întâmpla nimic. Era nevoie și de o astfel de victorie să mai avem un pic de moral. Cu această victorie eu zic că ne-am asigurat locul de Liga Campionilor. Depinde, sper ca Wolfsburg să bată neapărat la Arsenal și așa ne-am asigurat locul de Liga Campionilor. Filip, nu vom avea nicio emoție. Se încheie meciul, 3 puncte foarte importante pe care le luăm. Alin Toșca au meciului 8,3 nota sa. Cine a bătut acolo? A bătut Arsenal? Da, noi ne-am calificat, am luat 11.800.000 din Liga Campionilor și au terminat, acesta a fost chiar ultimul meci. Am luat o sumă foarte importantă, o sumedienie de bani și a revenit în sfârșit și Pele, un jucător important pentru noi, un jucător care mie îmi place mult, acest jucător luat de la AC Milan, Pele, și... Să vedem ce vom face, trebuie să-l titularizăm pe Brel Donald Embolo, la fel și pe Pele, dar să schimbăm pe Neagu, așa vom face, nu mai avem pe cine să mai băgăm. Acesta a fost și episodul nostru de astăzi, am reușit să obținem o victorie bună, o calificare frumoasă în Liga Campionilor. Suntem pe locul 7, un loc foarte slab în clasament, Pădurii, eu zic că nu mai are nimeni ce să-i facă la titlu. Din păcate asta este, noi vom juca din fericire în Liga Campionilor și după acest sezon, datorită acestui bug. Nu e drept, dar n-avem ce face. Cum spuneam, acesta a fost episodul nostru, nu uitați de like, până data viitoare, toate bune, sayonara!